acum informații despre o controversă mondială. Un fost prim-ministru din Olanda, cel care a legalizat consumul de cannabis, a ales să moară prin eutanasie împreună cu soția. Avea 93 de ani, fostul premier olandez. Au murit de mână, așa este anunțul care a făcut înconjurul lumii în ultimele 24 de ore. Eutanasia și sinuciderea asistată sunt legale în țările de jos din 2002. Trebuie să îndeplinească cei care doresc această sinucidere asistată mai multe condiții, printre ele și suferința insuportabilă, lipsa oricărei perspective de îmbunătățire a stării de sănătate și o dorință independentă și de lungă durată de a muri. Un al doilea specialist trebuie să confirme această dorință, iar cele mai multe cazuri sunt efectuate de către medicul de familie la domiciliu. Dar pare că s-au mulțit în ultima vreme aceste cazuri în care cuplurile aleg să facă asta, să fie împreună și dincolo de moarte. Domnule Ionașcu, cum vedeți acest fenomen, dacă se poate numi un fenomen? Depinde din ce perspectivă abordăm fenomenul. Dacă este una a unei mentalități religioase, sigur că atunci este o abordare. Dacă o abordăm dintr-o perspectivă juridică, atunci sigur că o țară poate să-și facă legile proprii și în mod categoric poate să aibă, cum se întâmplă și în acest caz, să existe varianta legală. De 70 de ani erau împreună acest fost prim-ministru olandez și soția lui. Ceea ce în schimb cred cu siguranță este că e un act suicidal. Indiferent cum îl cer cuiva să te eutanasieze, îți iei viața în mod singular, împreună cu cineva, pe cont propriu, tot act suicidal este. De ce o astfel de mentalitate? Cred că este opozabilă oarecum mentalității noastre, pe care o consider, dacă vreți dumneavoastră, eficientă. Mă refer la a noastră. Atunci când dezbraci total omul de latura lui morală, de perspectiva și de sensul vieții, care se termină după bunul meu plac, în mod evident, acest mod de raționamente nu poate naște decât consecințe în viitor. Consecințele sunt fie să crească numărul cazurilor de acest gen, fie să contamineze alte națiuni care să facă așa ceva, iar atunci când dimensiunea morală scade din perimetrul vieții sociale, apar anomaliile care apar în toată Europa și în toată lumea astăzi. Omul nu se poate disocia de aceste lucruri, nici nu este stăpânul Universului și nici nu este un alter Deus. Din această perspectivă, a gândirii pur subiective, în mod evident, cred că la noi nu se va ajunge la așa ceva vreodată și sigur că frumusețea gândirii de tip moral pe care noi o putem avea, e bine să ne o păstrăm, pentru că este factorul educațional fundamental, atât la pătura cea mai de jos, cât și la cea mai de sus. Haideți să mai vedem.